Mă întreabă ce urmează. Și zic, urmează să facem un emergency department. Și întreabă, zic, ești nebun. Zic, da, tu. Nu, asta e evoluția normală. Emergency department. Nu, nu e evoluția normală că eu sunt nebun. Evoluția normală că trebuie emergency department. Da. Bine, dar vă trebuie spații. Era rectorul cu noi atunci. Zic, da, ne trebuie tot parterul spitalului rectorul și uite la mine. Nimeni nu ți-l da. Știu. Dar nu putem face un emergency department în o cameră. Și la care doctorul pizde tot ce se fie, vedem. Mai trec două, trei săptămâni, primim un apel la prefectură, a leșinat un oaspete din Scoția la prefectul Dion. Era unul dintre guvernatorii, un governor, un șef de consiliu din zona Dunfermline din Scoția. Am ajuns la el, l-am adus la noi, în camera de resuscitare făcută de scoțieni, mândrie mare, uite-te când s-a trezit, nu era mare problemă cu el. Și mai ales că aveam o asistentă scoțiancă care lucra cu noi și asta l-a primit cu accentul lor tipic. Și asta a stat și noi îl consultam și discuta cu ea. Și ea a început să toace ce facem acolo, cum facem și nu știu ce. Și înainte să plece zice, dar ce mai vrem să faceți aici? Păi vrem să facem un emergency department. Și ce vă lipsește? N-avem spațiu. Bine, a plecat. Trec. O săptămână, două, trei, mă sună doctorul Little la telefon. Right? Avem pentru voi departament de urgență. Poftim? Avem departament de urgență pentru voi. Cum adică? Voi, zice, avem o clădire, o să vă aducem o clădire modulară. Imediat în capul meu trecea cort, nu știu ce, o să intrăm în cort, o să intrăm. Nu că avem o clădire, lasă, să ai încredere în mine. Și am zis, eu am încredere. Zice, gata, vorbește cu spitalul, dacă e de acord, să aducem clădirea, să o construim acolo lângă voi și facem o emergență de parte. Iar să-i facem la a cere voie sau a cere iertare. Totuși nu puteam să nu întreb deloc. Dacă întrebam pe tovarășul care nu-l place smutul, era moartă de la început. Era un director de spital acolo, nu directorul direcției sanitare, director de spital, simpatic, n-are părere, părerea lui era părerea lui la altul. Dar l-am prins pe drum să urce în mașina să plece în Germania. Zice, domnul doctor, domnul doctor, vedeți că scoțienii au sunat prietenii noștri și vor să aducă o clădire întreagă să ne facă un departament de urgență. Pot să-i spun, da, dar îți spune, da. Am închis la probare. Am sunat la zis. Directorul a zis, da. Bine. Și începem lupta în asta. Trebuie făcută platformă de beton. Cine o face? Mă duc la primar. Domnul primar, nu știu ce, îl aduc pe scoțian în România, vine să vadă pentru că domnul a aflat și a început să bage strâmbe. Domnul director al spitalului s-a retras. Vine directorul, domnul doctor Mitru. Fixăm o întâlnire la 9 dimineață cu directorul spitalului și cu directorul direcției, stăm acolo cam o oră în așteptare și ne zice asistenta că sunt extrem de ocupați. Amândoi operează și nu avem nicio șansă să-i vedem. Ce problemă? Mergem la primar. Domnul primar. Domnul director, nu vrea. Dar noi vrem. Uitați, asta e proiectul. Da, îi se pare un proiect bun. Ce vreți de la mine? Să ne construiți platforma acolo în teren? Da, dar e terenul spitalului. Nu că am verificat, este terenul dat în administrare. Da, dar cineva trebuie să ceară autorizație de construcție. O rezolvăm. Primarul în două zile ne-a rezolvat firma să facă platforma și totul era clar contra economiei. 470 de metri pătrați, nu e o glumă, deci vorbim de spații. Deci clădirea asta desfăcută, încărcată pe tiruri, 18 tiruri mari. Deci 18 tiruri. Cumpărată sau conectată pentru ea dotare completă nouă, cu tot ce trebuie și dusă în România pentru a construi primul emergency department în România. Și culmea a acceptat provocarea. E adevărat că era ultima care a făcut. Dar a acceptat. Vin datele, proiecte, tot. Proiectul clădirii, ce facem? Bine, domnul doctor, cum am zis, am discutat cu primarul și mi-au zis, uite-te, ai până în 24 iunie, deci acolo nu era o glumă, BBC-ul, filmări, până în 26 iunie, trebuie să fie totul gata. Pentru că în 26 iunie noi ajungem, în 27 iunie, într-o săptămână, ridicăm totul. Îi spunem,
fatto? N-am avut autorizație. Nu deși fost după autorizație. De exemplu, la autorizație de construcție, directorul spitalului a refuzat să semneze cererea. Domnul director de direcție sanitară a spus că nu avem autorizație, nu puteți construi. Dar la nimeni nu l-a venit ideea decât. La un moment mi-a venit ideea final că spitalul face parte din Ministerul Sănătății, nu e independent. Acolo era un secretar de stat care a înțeles bine ce face și ne sprijinea. Și dau telefon. Domn profesor Ploiu. Asta e proiectul, nu știu ce, vedeți că ne distrug. Ce vrei mai Arafat? Ce vrei? Zic, vreau o hârtie, cerere de construcție. Lasă-mă în pace, ia secretara, dictează de fiecare ori. Fără exagerare deloc. Am luat secretara, i-am dat hârtia către primăria, i-am dat numărul de fax. Și aveam fax acasă, era iarăși 94, un peste pot găsi aici. Aveam un fax acolo și îi spun, vă rog, pe faxul ăsta. Bine, domnul doctor, în cât timp? Nu mai s-au bat la calculator, s-au umplit. Bine. Într-adevăr, în 20-30 de minute am avut faxul venit. Hârtie de la minister, Ministerul Sănătății solicită în numele Spitalului Județean Mureș, primăriei Târgu Mureș, să facă construcție. Am dus-o la primar, zic, e suficient? Ha, e perfect, gata, mâine vin muncitori. Și l-am informat pe domnul, că vedeți că s-a cerut. Cine? Minister. Normal că a mai sunat el. Și gândiți-vă că cu BBC-ul noi n-am lăsat-o așa. Am ajuns la senator, la deputat, la ambasadorul României în Anglia, la tot. Că domnul nu vrea să ne lasă. Am început construcția, a venit firma de construcție. Prima zi am văzut cât au evoluat, mi-a venit să mă spânzur. Sticlele de țuic au apărut în maximum 2 ore de la susține la locul de construcție. Era o singură tură. Au venit dimineața, stați, prima dată când au venit, s-au prezentat, era un gard acolo care trebuia desfăcut și dat jos ca să poate să pregătească platforma în bacul spitalului. Veneau, prima zi au venit, s-au fofilat acolo și asta și-au plecat, nu au făcut nimic. A doua zi, la fel. Ca să aflăm că domnul director stătea sus, dădea indicații la directorul firmei că dacă vă prind că desfaceți ceva, vă dau în judecată. Noi știam că avem autorizarea și totul. Și a treia zi, când au venit oameni, care e problemă? Dacă atingem gardul să-l desfacem, au zis că ne dau în judecată. Nici o problemă, ia dați-ne aici. Ce trebuie? Gardul era legat, niște elemente de lemn, cu șurubul, cu pulițe, cu asta, și restul era de tot. Zic, ia dați aici. Am mers cu încă unul, doi colegi și am început noi să desfacem pulițele de la cap, să desfacem gardul. Și domnul director sus se uita la mă. Încet, încet, și muncitorii au căpătat curaj și au început și ei să lucreze. Dar era clar că nu terminăm până în 26 iunie. Sună-l de primar, domnul primar, nu merge așa, dar ce vă trebuie? 2 ture. Cum adică 2 ture? Păi zic, încep la 6, termină la 10 seara. 2 ture. Cu asta terminăm. Da, dar e spital, e deranjic. La 10 seara doarme lumea și în spital. Lăsați să vină, că o să fie bine pentru cei din spital după când facem treaba. Într-adevăr, 2 ture, dimineața până seara, peripeții gen obțineam autorizările cât ei lucrau, mergeam să obținem autorizația de la curentul electric și am aflat că cablul de curent al tot spitalului era mutat cândva, acum nu știu câți ani nu mai apare pe proiect și acolo unde s-a pare excavatorul era cablul de curent al spitalului și l-am prins la 10 cm înainte să-l taie și chestii din asta, deci asta a fost. În final s-a făcut. S-a deschis, a pornit, 6.000 de bolnavi pe an la început, acum 40.000 de bolnavi pe an. Și acum nu știm cum să ne mutăm în spital, pentru că spațiul este insuficient. Deci, asta au fost toate. Dacă s-au realizat odată, s-au realizat pentru că o echipă a crezut în ce face. Și pentru că mai ales nu ne-a interesat ce zic alții. Că dacă era să ne intereseze ce zic alții, fie că trebuia să luăm un pistol să ne împușcăm, fie că trebuia să plecăm altundeva, fie că trebuia să intrăm în rândul normal al oamenilor de rând și să acceptăm statusul quo,